Mediul online a fost zguduit de o postare făcută de deputatul social-democrat Sorin Iacoban. Parcă fără a ști de gravitatea faptei sale, deputatul Ieșan a promovat în mediul online o poză în care peste chipul lui Klaus Iohannis este postat semnul fascist, svastica. Este o manifestare care îl poate costa închisoarea. Vă atrag atenția că ordonanța de urgență 31 pe 2002 privind interzicerea organizațiilor și simbolurilor cu caracter fascist prevede clar, detaliind care sunt aceste simboluri în care svastica intră, simbolul administrației naziste din perioada 1933-1945, că se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Reacția lui Sorin Iacoban a venit după anunțul făcut de liberali. Deputatul PSD recunoaște că a greșit și se lasă pe mâna organelor de anchetă dacă va fi nevoie. A fost o regretabilă eroare, nu stă nici în caracter, nici în comportament o astfel de postare. N-au decât instituțiile statului să-și facă datoria. Dacă voi fi găsit vinovat, asta rămâne de văzut. Deocamdată e pură campanie electorală. Cei de la PNL ar trebui să facă campanie electorală pozitivă și nu negativă. Cei din Partidul Național Liberal nu se mulțumesc cu scuzele transmise de deputatul Partidului Social Democrat. Solicităm parchetului public și am făcut-o și în scris prin avocat, să ia cunoștință de faptul că în seara zilei de 6 noiembrie numitul Iacoban Sorin, deputat în Iași, în Parlamentul României, a promovat simbolul cu caracter nazist, svastica, așa cum spuneam, simbolul administrației naziste din perioada 1933-1945. Solicităm public PSD Iași și PSD România să se dezică public de domnul deputat Sorin Avram Iacoban. Astfel înseamnă că sunt complici la acțiunea domniei sale. Liberalii spun că vor sancționa orice derapaj de la o campanie electorală civilizată, vor face plângeri penale ori de câte ori se va dovedi că acuzele aduse la adresa lui Iohannis nu sunt adevărate și aduc atingere imaginii acestuia.